a făcut și probabil va face și astăzi un anunț extrem de important. Un anunț prin care se dovedească că nu minte și că se vede cu mine. O să vă întrebați cine este acesta. Și nu o să vă vină să credeți că la sediul USM, invitat special, este Traian Băsescu. Vă rog să-l urmăriți. Să iasă la vot și să voteze împotriva sa.
De ce oare mai are nevoie să ia Băsescu pentru a se ține de cuvânt? Astăzi, domnule președinte suspendat, domnule președinte necinstit, Traian Băsescu, trebuie să ieșiți public, așa cum ați promis, să le cereți românilor să iasă la vot și să voteze pentru demitere. Traian Băsescu mai are o șansă să fie cinstit, așa cum a încercat să ne spună. Dacă nu cere românilor să iasă la vot să-l demită, atunci astăzi să iasă public și să demisioneze. Să-și ceară scuze poporului român, să recunoască că l-a baciocorit în fața Uniunii Europene și că a contribuit la umilirea românilor. Punem în față și cazul în care Traian Băsescu nu se va ține de cuvânt. Și că nu va face anunțul pe care noi l-am solicitat în următoarele câteva ore, așa cum el însuși a promis, atunci cine va dovedi pe Traian Băsescu? Dar nu mai nouă, și românilor, și partenerilor externi, tuturor, că este un mincinos, un manipulator, un om căruia este frică de votul românilor, un om care fuge de exercițiul profund democratic al referendumului. Ce dovadă mai are nevoie Traian Băsescu ca să poată să iasă în fața opiniei publice și să le ceară românilor ori să vină la vot să-l demită pentru că el a mințit, ori să demisioneze și să recunoască că a mințit. Pentru ca să nu fie dubii, îi punem la dispoziție prin e-mail domnului Băsescu aceste două adrese pe care le-am adresat și dumneavoastră și opiniei publice, adrese pe care le punem la dispoziție și domnul Emil Boc, care iniția ieri, așa cum de obișnuit în ultimii 3 ani și jumătate, dar și doamnei Elena Budrea și domnului Adrian Videanu. De asemenea, dumneavoastră presei, vă punem la dispoziție pe adresele de e-mail pe care mi le-ați comunicat aceste două documente. Așteptăm alături de o țară întreagă ca astăzi să se întâmple un element important. Și anume, Traian Băsescu să ceară românilor să iasă la vot să-l demită sau Traian Băsescu să demisioneze. Așteptăm ca măcar o dată în viață Traian Băsescu să ne țină de cuvânt și să fie cinstit. Și pentru că în ultima perioadă am auzit-o pe prea cinstită Monica Macovei vorbind de o posibilă fraudare a alegerilor, ca urmare a modului în care au fost concepute hotărârile de guvern privind referendumul, vreau să vă dovedesc cu documente că Monica Macovei minte cu nerușinare. Și că un fost ministru al justiției minte justiția română, minte cetățenii acestei țări, minte cetățenii europeni și organismele europene. De pentru care, chiar dacă o să fie o expunere de înșiruire de texte de lege mai lungă, o să vă rog să aveți răbdare și să le spuneți oamenilor, pentru că oamenii pot să le citească și se pot informa. Este vorba de hotărâri de guvern publicate în monitoarele oficiale din 2007 și până în prezent, prin care toate modelele de proces verbal de alegeri sunt identice. Nu e nicio deosebire de aceste procese verbale. Cu alte cuvinte, intenția care se pune în cârca Guvernului și a USL-ului de a frauda alegerile, referendumul, prin hotărâri de guvern, prin alte normative, se dovedește a fi o mare și gogonată minciună. Vorbim aici de monitorul oficial, partea 1, numărul 746 din 2 noiembrie, care se referă la referendumul din 25 noiembrie 2007. Vorbim de referendumul din 19 mai 2007, monitorul oficial, numărul 278, partea 1, din 25 aprilie 2007. Hotărârea de guvern privind referendumul din 29 iulie, monitorul oficial, 400
de monitorul oficial spun un singur lucru. Procesele verbale sunt aceleași, indiferent de perioada la care ne referim. Cu alte cuvinte, o întrebare retorică. De ce, doamnă Macovei, mințiți cu nerușinare pe toate postele televiziune? Cine vă permite acest drept? Sper să răspundă, doar că am nicio speranță. Dacă sunt întrebări. Pe unul. Mai tare ca să vă aud mai bine. În acest sens, ar trebui să priviți că uneori instituții
zile încă nu s-au eliberat mental de vechea guvernare. Și au nevoie de o perioadă de respiro. Eu spun ca plecarea lui Traian Băsescu să elibereze instituțiile statului de o presiune la care au fost supuse în perioada regimului Băsescu. Poate că dumneavoastră nu știți lucrurile acestea. Poate că nu v-a interesat. Noi le știm foarte bine. Nu înțeles mie, părerea că nu e problema mea să vă dau o asemenea explicație sau să vă dau o asemenea sugestie. Am văzut că un post de televiziune a încercat să creeze un mecanism de a solicita cât mai multe propuneri de la cetățeni și poate că se vor obține multe propuneri interesante și mai departe, sigur, organismele care sunt cu putere de decizie, spre de Secretarul General Guvernului și Curea PPS-ul, să găsească cea mai potrivită soluție. Dar eu vreau să vă spun ca o părere personală, cred că acea clădire în care s-au investit bani trebuie să fie, dacă se poate, utilizată în viitor cu destinații oarecum asemănătoare ca să nu-ți face alți bani. Dar, ca liberal, vă spun că din punctul meu de vedere cea mai corectă soluție ar fi privatizarea imediată. Și atunci, sigur, cine dă bani, e treaba lui să facă ce dorește cu investiția în care, până la urmă, a avut-o în vedere când a făcut acea investiție. Restul, fiecare de cu părerea. Mulțumesc, o zi bună!